Asta sunt de la Silvia Dumitrescu. Bun venit în Clubul Prietenul 30. Bună ziua! Pentru mine bună dimineața. Și cred că și pentru foarte mulți ascultători. Eu ascultam cu atenție versurile piesei. Da. Foarte frumoase, eu le-am scris. Puțin grăsuță nu se vede. Ba da, întotdeauna am fost cu forme. Niciodată n-am fost slabă. Poate că pe la 20 de ani așa am fost mai slabă, dar mă rog, n-aș putea să spun eu despre femei, dar în orice caz cred că și anul acesta se poartă femeile cu forme. Sunt în trend, ca să zic așa. Cred că ele au fost întotdeauna până la urmă, nu? Da, nu știu, eu așa consider. Foarte mulți bărbați apreciază, nu știu, top modelurile, fotomodelurile. Da, ele arată bine îmbrăcate. Oricum, hai să zicem așa, femeile apetisante, nu? Da. Ca să sună mai bine? Sau cred, după părerea mea, acum, la vârsta mea, e normal la vârsta mea să gândesc așa, cred că interiorul contează mult mai mult decât aspectul exterior, partea de suflet, ce ai în minte, ce emoții știi să împărtășești publicului, ce mesaje poți să transmiți prin arta ta. Foarte puțini ziariști acum mai vorbesc de un artist legat de meseria pe care o practică sau ce au mai făcut noi. Uite cum am fost invitată astăzi să vă spun vouă, radioascultători, stai că m-am și emoționat. Nu, a fost corect și telespectator. Și telespectator, da, așa pentru că e. Sunt foarte mulți prieteni de-ai noștri care ne urmăresc e pe o Facebook. Cameră, da. Și n-am știut și nu m-am fata cum se cuvină, ba, dar sper că, mă rog, am o scuză. Cum spuneam că e normal la vârsta mea să gândesc așa că de-a lungul timpului mi-am dat seama care sunt lucrurile importante și în viață și apropo de ce facem noi. Sunt foarte hotărâtă să fac multe fapte bune pentru că valoarea unui om este, nu-i așa, suma faptelor lui bune. Iar prin natura meseriei consider că dăruiesc oamenilor ce am primit și eu de sus, de la Dumnezeu, dăruiesc și eu la rândul meu, din talentul meu, bucuria aceea de a transmite mesaje, emoții și, mă rog, muzica care este cea care alină de foarte multe ori suferințele oamenilor, este cea care tratează anumite stări, deci se pot face tratamente prin muzică și pot să mă laud cu acest lucru. De felul meu nu sunt lăudăroasă, sunt chiar, îmi place să fiu modestă și chiar așa și sunt, dar trăim într-un mediu în care trebuie să spui lucrurilor pe nume, adică sunt oameni care mă prețuiesc pentru naturaleța mea, pentru muzica mea și pentru că am lăsat, zic eu, ceva în urma mea, măcar o fată de culoare în muzică și tot am fost pentru felul în care, să zic eu, m-am prezentat așa în fața publicului. Transmitem live pe Facebook și ascultătorii au început deja să-și facă și ei simțită prezența, ne-au trimis mesaje. Se anunță o emisiune foarte reușită, salutăm pe Silvia Dumitrescu din Constanța, și ne scrie Sever. Salut. Irina, femeia fără vârstă, e focoasă, e norocoasă. E chiar și geloasă. Ultimele retușuri, ne când spune și Doina. Și gelos, da, nu? Doina a văzut-o pe Silvia Dumitrescu când se foarta un picuț la radio și a spus ultimele retușuri la radio. E foarte frumoasă, Silvia. De fapt, primele retușuri, că n-am mai avut timp să mă și fardez. N-am știut că există și o cameră aici, că m-aș fi pregătit. Dar, cum spuneam, asta sunt naturală așa.
aproape spre natura. Noi am monopolizat discuția, dar trag cu ochiul la colegul meu Ionuț, care scrie pe care l-am plictisit. Scrie notare. Vă ascult cu mare atenție. Cu discuțiile noastre despre frumusețe, despre siluete, ar trebui să vorbim lucruri mai serioase, și anume, mamă, nu știu cât de serioasă acum, despre acest disc pe care, hai să-l arătăm și la cameră, să profităm de faptul că există acea cameră. Da, este un disc nou, aș putea spune, arată așa, e colorat. Foarte colorat. Coperta este ca mine. Da, și am și o academie, îmi plac dulciurile foarte mult și e sugestivă această poză. Sunt și foarte copilăroasă și mi-a rămas această acadea, eu știu, să zic așa, e una din plăcerile mele de a mânca acadele, dar și faptul că mi-amintește de copilărie și în felul ăsta am senzația că gust puțin din copilăria mea. Însă vorbeam de acest disc, este compus în totalitate de Florin Ochescu, este un disc care are și prime audiții, are și piese făcute mai de mult, dar care nu s-au difuzat, unele au fost făcute pentru Eurovision, o să vedeți aici că sunt niște piese care au 3 minute, deci acele au fost făcute pentru Eurovision și n-au intrat, pur și simplu sunt și șlagărele mele, Șarica, Lumea mea și așa mai departe. Și apropo de concursul Eurovision, acum toți stăm cu ochii pe Eurovision, chiar finala. Și eu mă uit, mie chiar îmi place să mă uit și să, cum să spun, să mă bucur de anumite piese. Chiar am văzut că sunt multe piese bune, cel puțin acum la ediția asta de la Arad au fost foarte multe piese în foarte multe care față de alți ani. Care sunt favoriții? Au fost multe piese care mi-au plăcut. Cine sunt favoriții? Sinceră să fiu, nu pot să dau nume de piese, nume de... pentru că nu le-am ținut minte. Însă să știi că printre cei calificați au fost și cei care mi-au plăcut mie. Și mi-a mai plăcut un băiat cu bălărie care nu s-a calificat. Și cu multe fete care dansau în jurul lui, dar nu știu să spun nume, am mai spus. Mă rog, ideea este că în general urmăresc acest concurs pentru că mă interesează care ar fi poziția României vis-a-vis de celelalte țări. În general m-am uitat la Eurovision pentru că îmi place să știu ce ar trebui să facem de acum încolo. Știu și cum e treaba cu punctajele, apropo de prieteniile dintre țări și partea asta geopolitică, dar ideea este că pe mine mă pasionează foarte mult muzica, adică se știe totuși că mă pasionează muzica, dar vreau să știu cam la ce nivel este sau la ce nivel trebuie să ajungi ca să poți să te clasezi pe locul cel mai bun. Din punctul de vedere al show-ului, din punctul de vedere al orchestrațiilor, al originalității și așa mai departe. Sunt și am văzut o piesă, am văzut o piesă a lui Mihai Ogășanu, care avea și puțin din tradiția noastră populară, adică prelucrare folclorică și șlăgăroasă așa. Mi-a plăcut foarte mult. Să vedem cine va câștiga și sperăm că succes. O să ne reprezinte da. Cu succes la acest concurs. Ionuț? Da, zice de tratamente prin muzică. Cu ce muzică se tratează, în ghilimele fie spus Silvia Dumitrescu, atunci când simte nevoia să asculte muzică. În niciun caz cu mine. Nu mă pun niciodată pe mine să mă ascult. Nu, nici așa critică de obicei. Nu. În general mă tratez cu muzică clasică. Poate puțin știu că eu am făcut liceu de muzică la George Enescu și sunt de formație clasică, adică
iubesc Simți Bach, iubesc nevoia să te întorci la rădăcini, Chopin, nu? Da. De foarte multe ori mi se întâmplă să mai ascult jazz. În ultima perioadă am avut așa o relație frumoasă și am în continuare o relație frumoasă cu jazzul. Poate puțină lume știe că eu când și jazz, când și blues, am făcut în ultimul an de facultate jazz cu Mircea Tiberian și m-am îndrăgostit de acest gen muzical pur și simplu. Simt că este cumva o evoluție a mea în ceea ce privește partea asta strict muzicală, pentru că ai nevoie, apropo de actul de improvizație, ai nevoie de cunoștințe muzicale, de să știi armonie, să știi contrapunct, să știi mai multe, adică plus că trebuie să ai acest talent improvizatoric, categoric. Și apropo de asta, blues, când cu soțul meu, cu Florin Ochescu, cu trupa lui, cu Eugen Kaminski, cu Nicu Patoi, din când în când, adică, mă rog, cu nume mari din lumea muzicală. Și ce să spun, o să avem un concert la Turnul Severin pe data de 8 martie cu această trupă de care vă spuneam puțin mai devreme, unde în afară de blues, rock and roll, voi cânta și câteva din piesele mele compuse de Florin și nu numai, dar mai am niște colaborări și cu discoteca. Discoteca este reprezintă, sunt doi băieți care sunt DJ și cânt împreună cu ei pe scenă. Și bineînțeles că facem așa un fel de show pe la cluburi, diverse cluburi, diverse evenimente. Oricum, sunt 30 de ani, mai mult de 30 de ani de la debut. Sunt convinsă că a fost o perioadă foarte frumoasă, foarte interesantă. Însă, da, înainte de a afla ce s-a întâmplat în acești 30 de ani, care au fost cele mai frumoase lucruri, am notat aici piesa numărul 12, Colț de Rai. Da, Colț de Rai e o piesă care îmi place mie foarte mult. A fost compusă pentru Eurovision și după părerea mea este o piesă reușită de pe acest disc și vă propun și dumneavoastră. E un text foarte, cu un mesaj foarte frumos. Bineînțeles că acolo spun și câteva vorbe în engleză, dar în mare parte cânt în limba română. Colț de Rai, colț de Rai.
heard the sound. It's a calling sound. Can be seen with bright light coming from the sky to the land of joy, to the land of light. Oricâte alte vor mai fi, oricâte poate sunt, nu-i altul cum e pe pământ. Silvia Dumitrescu, astăzi în Clubul prezentă. Prietenilor de la 10, vorbeam ceva mai devreme despre acești peste 30 de ani, nu, de muzică? Da, hai să nu ne mai gândim. Eu trăiesc în prezent, așa că îmi place să mă uit, de exemplu, în poze, mai ales când era Iulian, băiatul... meu mic. Pot să vă spun de Iulian așa în două vorbe că el a moștenit talentul nostru și poate înzecit, pentru că deci a adunat de la amândoi, poate din toată familia. Este pianist concertist și ne bucurăm tare mult pentru el că iubește foarte mult pianul, iubește foarte mult muzica, e foarte pasionat și a ales într-adevăr ramura cea mai grea, dar este exact ce îi place, el nu simte greutatea, toată ziua studiază, toată ziua e plecat, e plecat și din țară, îl vedem foarte rar, 25, 25 de ani, da. Trăiască, să fie sănătos. Doamne ajută. Și noi, eu cu Florin, peste puțin timp facem 26 de ani de căsătorie. Mulțumesc. Să fie cât mai mulți. Da. Mai spune-mă, de ce m-ai întrebat, că eu așa fac. Asta eu mă gândeam, cum au trecut 30 de ani de muzică și da. Care sunt convinsă că pentru orice artist, fiecare concert, fiecare disc nou, fiecare piesă pe care o cântă, fiecare emoție pe care o transmite publicului reprezintă un moment special în sufletul lui. Cred că e foarte greu să fii în inima unui artist pentru că n-ai loc unde să stai de atâta bucurie. Cel puțin așa bănuiesc eu că se întâmplă. Nu, inima mea e foarte mare. În inima mea au loc multe persoane, multă muzică, familia, chiar și pe oamenii pe care i-am pierdut, îi am în inimă, oamenii dragi și așa mai departe. Dar, apropo de cei 30 de ani, cred că ușor-ușor încep să mă maturizez. Și apropo de faptul că anul acesta voi face 60 de ani și îmi doresc foarte mult să fac un concert, mulțumesc. Cum spuneam, eu sunt balanță, sunt artistă, sunt mereu distrată și caut să nu trăiesc în trecut, caut să trăiesc în prezent și să prețuiesc fiecare clipă pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Ziceai că îmi pui o întrebare, că da? Spuneam că eu sunt balanță și mă simt aici cu cele două talere și ai spus că tu ai greutate. Vreau să îmi pui o întrebare pe măsura greutății tale. În 5 secunde, cum era Silvia când era copil? Introvertit sau extrovertit? Extro! Se vede și acum, că și acum sunt copil. Dar încerc să văd partea plină a paharului întotdeauna și încerc să mă bucur de clipele minunate, uite, și de aceste clipe pe care le-am petrecut împreună. Dimineața asta sunt puțin bâlbuită, dar nu știu e de foarte ce. Bine așa. Mulțumim tare mult pentru prezența de astăzi în Clubul Prietenilor vă pup, de la 10. Vă pup. Și pe voi, dragi radioascultători. Trebuie să ieșim acum. Mami, bunica lui Bogdan.